Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Vă salutăm cu mare drag din orașul Bat. Mă numesc Ghenadie și reprezint compania Copilul Ușatac. Astăzi mergem la Igor din partea părinților, care a hotărât să o surprindă mai deosebit. Deci să mergem să vedem emoțiile și reacția. Drag, bine te-am găsit. Am înțeles că este o zi importantă. Ai prea mari emoții. Nu, normal. Nu ai emoții? Nu m-am așteptat, pur și simplu, la... Am venit cu mare drag de la cineva drag care te iubește. Pot spun că sunt mai multe persoane care au hotărât să te surprindă mai deosebit cu aceste daruri minunate. Și uite, o să încep cu acest buchetel pentru că este îndeosebit cu drag pentru tine. Te rog frumos. Mersi mult. Așa, și nu este totul. Uite, o să te rog și o să pui acest buchet undeva jos pentru că ai o tortă. Este în special pentru tine, te rog, este foarte grea, așa să te rog să iei torta tu. Așa. Așa. O să te întrebăm de la cine ai venit astăzi. De partea mamei. Presupun și mama, Valeria. Jumate aici? Din partea mămicii și a tăticului care te iubește foarte mult, a părinților care nu toți sunt cu tine. Am înțeles că mămica este lângă tine, tata este undeva mai departe, dar te iubești și cu tata astăzi să te surprindă așa frumos, mai îndeosebi, să-ți ureze la mulți ani frumoși, să spui că se mândrească foarte mult cu tine. Să dorească multe realizări frumoase, un drum frumos în viață, pentru că ai o vârstă când deja trebuie să ai un drum frumos în viață, să alegi o cale frumoasă. Tot ce este mai frumos doar pentru tine îți dorește. Și uite aici în cameră să ieși ceva frumos și lor acolo. Mersi mult. Asta e tot? Sau ai emoții și o să spui în particular? În particular, da, ai spus că n-ai emoții. Venim și noi cu sincere felicitări pentru tine, să știi că ei te iubesc foarte mult și au depus efort mare ca astăzi să-ți aducă această surpriză frumoasă, pentru că într-adevăr te iubesc foarte mult și au putut să te surprindă. Sper că am făcut-o, da? Da, îți dorim sănătate, îți dorim să fii fericit, să ai întotdeauna jumătatea ta lângă tine, să realizați visurile, pentru că de acum sunt visurile ambelor părți, da? Să realizați visurile, da, comune. Și tot ce este mai frumos fie pentru tine și astăzi te distrez la maximum. La mulți ani, cu mare drag!